Astăzi vorbim despre o ipoteză foarte interesantă prezentată de niște experți francezi care au emis această ipoteză chiar în 1990, mai exact pe 30 aprilie. Ei susțineau că Nicolae și Elena Ceaușescu au avut parte de două execuții. Una a fost aceea prezentată de televiziune pe care o cunoaște tot poporul, însă ei susțin că Nicolae și Elena Ceaușescu erau deja morți când au fost puși în fața zidului. Examinând caseta cu atenție, un grup de experți francezi conduși de doctorul Loïc Leribaud, director al Centrului de Microscopie Electronică din Franța, a ajuns la o concluzie surprinzătoare, necunoscută cititorilor români. Voi pune în descriere linkul oficial al acestei expertize. Experții francezi au sesizat pe videocasetă în clipa când doctorul a ridicat capul Elenei Ceaușescu, imediat că praful stârnit de gloanțe s-a împrăștiat, iar sângele de sub cap era deja coagulat. Gâtul devenise țeapăn, ceea ce era imposibil dacă execuția avusese loc cu câteva momente mai înainte. S-a conchis fără dubii că Elena Ceaușescu era moartă de cel puțin câteva ore înaintea filmării execuției. Experții susțin că cei doi au fost împușcați înainte, cel mai probabil în cap. Tot pe baza videocasetei, grupul de experți francezi a mai semnalat și că deși cadavrele cuplului Ceaușescu purtau urme de gloanțe, nu existau, în mod ciudat, urme de sânge în jurul găurilor provocate de acele gloanțe, iar în cel privește pe Ceaușescu nu exista nici sânge scurs în jurul cadavrului său. Experții francezi au stabilit în aceste condiții că, deoarece cadavrele nu prezentau vreo urmă de sânge pe piept și pe față, imediat după execuție și intrasele chiar într-o anumită rigiditate, nu rămânea decât că cei doi fuseseră executați cu cel puțin câteva ore înaintea filmării execuției, în mod separat, cu un singur glonte tras în ceafă. Zvonurile parvenite de la unitatea lui Chemenici arată că responsabil cu uciderea celor doi ar fi fost unul dintre cei care asistaseră la proces. Apoi, pentru filmare, cei doi au fost proptiți de perete pentru simularea execuției. Voi prezenta în descriere linkul oficial al acestei expertize și mai multe linkuri care susțin această ipoteză.